Alexandra Stan este una dintre cele mai cunoscute și apreciate artiste atât din țara noastră cât și de peste hotare. O fire excentrică, cântăreața nu a scăpat niciodată de controverse și speculații, astfel că de foarte multe ori a fost luată în vizor fie de presă, fie de internauți. A șocat pe toată lumea după ce în mare taină s-a căsătorit cu Emanuel Necatu. Relația lor nu a fost însă una de lungă durată, iar la doar câteva luni, după ce au spus da în fața ofițerului stării civile, cei doi au decis să meargă la notar pentru divorț. Au trecut 3 luni de la despărțire și se pare că Alexandra Stan nu s-a lăsat dezamăgită de un eșec în dragoste, ci a mai dat iubirii o șansă. Veta este deja într-o relație, iar noul partener de viață i-a pus un zâmbet larg pe față. Bărbatul care îi face zilele mai frumoase artistei și care i-a furat inima este Alex Parker, un tânăr producător român care a debutat cu singlul Tropical Sun, la care a lucrat alături de Marius Moga. Cei doi ar forma o relație de aproximativ o lună de zile, timp în care s-au cunoscut și și-au dat seama ce sentimente îi leagă. Mai mult decât atât, cei doi au scos prima lor piesă împreună cu ocazia Crăciunului. Noul iubit al Alexandrei Stan nu este deloc pe gustul fanilor ei. Pe rețelele de socializare, aceștia au pus-o la zi și au reproșat că Alex Parker nu ar fi de nasul ei.